că din ultimele date pe care le avem datate, ultra-recente nu mai avem, ne informau că această maladie extrem de periculoasă, porcii atinși de acest virus decedează, nu există vaccin împotriva pestei porcine africane și în Europa a pătruns prin Belarus, cele trei state baltice, Polonia și acum ajuns și în Ucraina. Deci există un risc foarte mare, se transmite chiar și prin sandvișuri, carnea poate fi consumată de om, nu este problemă, dar se distruge populația porcină. Vă imaginați că în România cu atâția porci în gospodările populației este foarte greu de controlat această maladie. De aceea noi am dispus un plan de urgență, am reușit să împușcăm lunar 10-15 mistreți în Delta, pentru că acolo e riscul să pătrundă cel mai ușor mistreții și am prelevat probe. Până în prezent nu sunt rezultate care se indice că a pătruns pesta porcină africană în România și eu sper să nu avem astfel de situații cu Republica Moldova, pentru că ne și nouă capacitate de testare. Avem un acord să efectueze teste și noi să se preleveze probe și noi să efectuăm testele în România. Și în acest sens, repet, am solicitat sprijin comisarului Andrew Caitis pentru a instrui și a acorda sprijin financiar vecinilor din Republica Moldova pentru prelevarea de probe.